Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un nou invitat. De fapt, o revenire în emisiunea noastră a domnului Dacian Paladi, consultant în afaceri. Dacian, bine ai revenit la noi în emisiune. Bucuros de revedere, frate Cătălin. Mă bucur bucuros și eu. Bucuros de revedere cu tine și cu frații și surorile noastre și ceilalți care ne urmăresc prin această realizare excepțională a strădaniei și ambiției tale și a harului Domnului de ani de zile. Slavă Domnului, lauda și mărirea să fie a lui Dumnezeu, pentru că El face lucrurile posibil și atunci când noi credem că nu se poate, Dumnezeu ne-a arătat de atâtea ori că se poate. Și, bineînțeles, este un har ca să stăm împreună și în seara aceasta. Și iată-ne că astăzi am onoarea să te-am invitat din nou și să discutăm despre mai multe lucruri. Am numit eu în mod generic vindecarea prin educație. Când zic despre vindecarea prin educație, mă gândesc în primul rând la ceea ce ne dorim cu toții în perioada aceasta, o problemă, spune eu, națională sau o dorință națională a noastră, a tuturor românilor, să fim vindecați și, bineînțeles, de pandemia aceasta, dar când vom vorbi despre vindecare, vom vorbi și de alte boli și alte simptome pe care poporul acesta, poporul pe care Dumnezeu ni l-a dat, le are și care într-adevăr are nevoie de vindecare. Vom primi mai multe aspecte și, înainte de toate, prima întrebare pe care vreau să te o adresez este: cum ești, Dacian? E ceva vreme de când nu ne-am auzit și vreau să știu în primul rând cum ești, în primul rând cum ești din punct de vedere spiritual, încă mai fierbe, să spunem așa, entuziasmul și râvna aceasta de a merge mai departe în tine și, de asemenea, cum ești din punct de vedere fizic. Știu că Oradea, acolo unde Dumnezeu te-a așezat, a fost unul dintre orașele în care cazurile de COVID au fost destul de numeroase, dar sper că Dumnezeu te-a ocrotit și ești bine. Mulțumesc de întrebare, frate Cătălin. Hai să le luăm puțin așa, ordonat, așa am venit, uite, la momentul ăsta. Din punct de vedere trupește, deși nu pot să am habar total și exact despre ceea ce se întâmplă în trupul meu și în trupurile membrilor familiei mele, din ceea ce putem constata, suntem bine mulțumim potrivit stării și ipostazei fiecăruia. Eu la 51 de ani, soția, copiii, îmi place să spun, lipsiți de drame și tragedii, nuanțând puțin termenii, atâta vreme cât și părinții din partea mea și părinții din partea soției, chiar și străbunica copiilor, mâine pe mâine la 90 de ani, frații și surorile, nepoții și nepoatele, cel puțin până acum am fost lipsiți de furtuni grele și grave cât privește starea de sănătate. Mama a trecut prin anumite intervenții chirurgicale la ochi, dar mulțumim Tatălui Ceresc, nu ceva foarte grav. Deci din punct de vedere trupește, potrivit stării și momentului fiecăruia, suntem bine lipsiți deocamdată de drame și tragedii. Dacă ar fi să vorbim pe de altă parte din punctul de vedere al stării, al inimii, al Duhului și al sufletului, însumându-le nepotrivit, să zicem totuși, să forțăm puțin, din punct de vedere spiritual, nădăjduim să fi rămas pe calea care duce spre împărăția Tatălui Ceresc, din perspectiva cuvântului său, care ne dăjduim să fi fost și să rămână dreptarul vieților noastre. Ceea ce înseamnă că, deși mărturisesc, am ales un comportament preventiv, poate ultra-preventiv în această perioadă a anului, eu știu, pandemic cel puțin până acum, vreau să cred că preocuparea inimii, a minții, a Duhului și a sufletului și a trăirii și a comportamentului a fost potrivit voi Domnului. Chiar dacă, repet, am făcut și fac parte din categoria oamenilor prudenți, a evanghelicilor care, mă rog, informat fiind sau preocupat să fiu de informare, am creditat și am calificat această situație ca fiind de un serios pericol și risc pentru indivizi și pentru comunități. Ca să traduc puțin altcumva, n-am făcut din categoria celor care am tratat ușuratic această situație și nu fac parte din această categorie.
Nu înseamnă că că l-am pus pe Domnul la o parte, dar am integrat în comportamentul meu și accesul la informații pe care Domnul l-a îngăduit cât privește dinamica acestei situații. Slavă Domnului, mă bucur să aud de vești bune. Simțeam nevoia să aud câteva lucruri despre tine, pentru că îmi pasă, trebuie să recunosc că îmi pasă de tine și de familia ta și mă bucur să aud lucruri extraordinare. Slavă Domnului pentru tot ce am auzit și Mulțumesc. așa să rămâi și în continuare. Sentimentul și interesul este reciproc. Tu ai o problemă, între ghilimele, fiind oarecum o persoană publică, chiar și când ai avut COVID, am știut că ai avut COVID. Iartă-mă, și având câteva cunoștințe comune, știam de dinamica situației tale și mulțumim Domnului că n-ai avut totuși o formă gravă, tu și membrii familiei tale. Așa este, avem Iar pe de vrei. altă parte, te văd aproape în fiecare seară la muncă. Deci, ca atare, tu ești mai prezent eu știu, circuitul informațiilor publice. Într-o oarecare măsură, slavă Domnului, dar a spune că farmecul acestei prezențe nu este datorată mie, ci mai mult invitațiilor pe care i-am aici. Ei fac ceea ce numesc eu 90% din munca de emisiune, care nu este ușoară, nu e ușor să stai, să spui la dispoziție și de aceea eu sunt foarte recunoscător invitațiilor care vin de fiecare dată și care își rup din timpul lor și din, să spunem, din interesele lor și Cătăline, din... o facem pe Cătăline, o facem pe platforma și pe banii tăi deocamdată. Și nădăjduiesc ca cei care te sprijină în lucrare să crească în număr și în aport. Nu mi-am propus să te atac pe subiectul ăsta, dar nici nu e un secret ca oamenii să știe. Dar, apropo de chestiunea asta, am uitat să spun ceva atunci când mi-am prezentat situația, urmarea curiozității tale. Și vaccinat, frate Cătălin. Slavă Domnului! La fel și eu, slavă Da. Domnului și trecut prin boala aceasta și de asemenea trecut și prin cele două doze de vaccin. Vedem ce va fi, situația va merge în continuare. Acum, hai să ne uităm puțin la România, la starea actuală, pentru că suntem aici. Dumnezeu ne-a așezat în țara aceasta, știu preocuparea ta, am văzut activitățile tale, modul în care scrii, și mai mult interesul tău pentru poporul acesta, dragostea ta pentru poporul acesta. Și când mă refer la vindecare, eu știu că tu lupți nu numai în zona aceasta vindecării trupești, dar și a vindecării spirituale. Bolile acestea pe care fiecare popor le are, bineînțeles că le are și poporul român. Și una dintre aceste boli pe care i-am menționat în mod special în titlul emisiunii este educația sau lipsa de educație. Dacian, hai să o luăm cu poate cei mai mici, poate cei mai vulnerabili dintre ei noștri. Una din marile probleme pe care le-am simțit împreună în calitate de părinți de copii de școală a fost că școala a fost pusă a nu știu câtea prioritate, lăsată în urmă. Sistemul acesta, să spunem așa, mix, sau online, când online, când mix. Lipsa asta de comunicare serioasă, când a fost contradictorie. Deci, pur și simplu, a dus la denaturarea așa progresivă a copiilor noștri. Trebuie să spunem pe nume și vedem că, până la urmă, lipsa aceasta de educație a fost și mai mult adâncită, și mai mult dusă la cote, la minime, datorită lipsei de comunicare, lipsei de strategie. Pur și simplu s-a mers haotic și asta m-a supărat foarte mult și vedem asta la copiii noștri. Vreau să te aud și pe tine. Știu că la un moment dat ai avut și un când trebuia să stea acasă copiii noștri nu au fost chemați la școală, când trebuia să vină la școală au fost obligați să stea acasă sau o vacanță obligatorie. Știu că ai avut inițiative și chiar inițiative publice și te rog să vreau să aud părerea ta. Cum ai văzut tu lucrurile? Da. Voi începe dintr-un punct probabil ciudat. Am o fetiță, iată, adolescentă de 14 ani, care, cu voia Domnului, peste puțină vreme va susține evaluarea națională. Și mai am un băiețel care, dacă Domnul va îngădui, în august anul ăsta va împlini 12 ani, este în clasa 5-a. În clasa 5-a.
pornind de la o asemenea perspectivă, de ce să nu spun individuală, dacă vrei chiar oarecum egoistă și direct interesată, și aducând date și informații, nu doar din ceea ce citesc, ci din ceea ce am trăit și trăiesc, de o parte și de alta, ca 3D, aș putea să. Astăzi, acum, nu am vreo speranță reală de reformă serioasă a sistemului educațional de învățământ românesc, de care să beneficieze în vreun fel sau altul copiii mei. Nu am o speranță reală de reformă serioasă, adâncă și necesară a sistemului de educație și învățământ românesc, de care să beneficieze copiii mei la stat referendumă. Câteva motive care mă fac să fiu extrem de rezervat, aproape neîncrezător, că odraslele mele vor putea gusta sau trăi într-un alt fel sistem de educație și învățământ. Înainte de toate, slaba cultură educațională și pedagogică a celor care sunt acum la catedre în învățământul preuniversitar. Cătăline, trebuie să spun de la bun început, cu excepțiile de rigoare care sunt, dar care rămân excepții aproape peste tot și care n-au forța și ponderea să determine o schimbare a influenței la nivelul politicilor educaționale. Sunt excepții, sunt persoane la catedră talentate, cu vocație și cu zel, dar sunt puțini în masa celorlalte cadre didactice. Dacă ar fi să fie după mine, am mai spus-o, nu ajută la nimic, nu mă spun nicio speranță, o spus mai degrabă pentru confortul psihicului meu și dacă vrei, ca formă de respect a propriei opinii și gândiri, repet, fiind în învățământ din 1992, fiind prezent în special în mediul universitar și cu, eu știu, repetate imersii în mediul preuniversitar, a scoate contractele de muncă pe perioadă nedeterminată. A scoate definitivatele și titularizările și aș reconfigura interesul și misiunea școlii în această nouă misiune, intrând pe de o parte interesul școlii să reușească să-și atragă elevi, care sunt din ce în ce mai puțini pe an ce trec datorită demografiei și natalității. Această atragere a elevilor să se realizeze printr-un corp de profesori aleși fără titularizări și fără definitivări. Profesorii buni ar urma să fie vânați de școli pentru a fi aduși la catedră. Iar pentru recunoașterea competenței lor, tot pe o perioadă determinată, ar trebui plătiți diferențiar potrivit putințelor școlii. Îmi pare rău, nu suntem egali, performanța e corect să fie răsplătită. Vor fi puțini pentru ei să vor bate, cei care se vor bate, și va fi un argument pentru părinți ca odraslele lor să lucreze împreună sau sub mâna acestora. Al treia lucru pe care aș face, a schimba din temelii, curricula școlară. A schimba din temelii. Nu pentru că ceea ce se învață acum este neapărat prin sine o prostie, dar este clar că nivelul de conversie într-o societate informatizată și în nivelul de verificare a informațiilor în viața practică mai apoi are mult de suferit. Învață copiii noștri niște aiureni într-o societate în care informația este la un clic distanță și școlile continuă să fie cu mâinile legate datorită legislației în fața unor profesori cu toată dragostea, depășiți de realități, rămași în urmă, care nu fac decât să sacrifice potențialitatea nedescoperită și nefolosită a copiilor. Într-un context în care, într-un mod repetat și verificat, se arată că nici preuniversitarul și nici universitarul, în linii mari cu excepțiile de rigoare, nu livrează indivizi capabili să trăiască folositor, mulțumitor pentru ei și pentru ceilalți. Dar atât de bine sună lucrurile astea la o discuție, în practică n-am reținere, niciun fel de speranță. Prima rezistență sunt însă cadrele didactice și masa lor. Eu înțeleg că e greu. Înțeleg că e greu să devii competitiv și să te reinventezi. Nu spun că e ușor. Dar dacă nu poți,
Măcar dă-te la o parte, aerisește sistemul și nu irosi anii tinerilor și a copiilor. Da, iarăși vorbesc, n-am nicio speranță. Fata mea la 8-a, băiatul la 5-a, n-am nicio speranță că până ei vor ajunge să termine liceu sau ce va fi să fie ceva să se schimbe și n-am nicio speranță la mediul universitar. Am trăit un an pandemic, un an excepțional, în care cei care trebuiau să sclipească spre cunoaștere și știință chiar în vremuri cu multe necunoscute, au lipsit aproape cu desăvârșire. Unde e Academia Română? Unde sunt profesorii mari? Unde sunt academicienii? De ce n-au ieșit să explice atâta cât înțelegem? Dacă au văzut că guvernanții nu sunt în stare să comunice, că am avut o comunicare și avem o comunicare perversă. Nu o acuz de nepricepere, e mai mult decât atât. E perversă, e pe manipulare. N-au ieșit mediul universitar. N-am văzut universitățile de medicină mari, pline cu profesori, cu ciofii, cu merite și cu tot felul de calități, să vină să exprime opinie în vremuri de deruta societății, să coaguleze, domnule, nu adevăruri absolute, o minimă coerență, ca cineva să vină să spună, a, l-am ascultat pe domn profesor, în sfârșit am înțeles. Știu ce e și chestia asta cu anticorpii, știu cam cum lucrează treaba respectivă. N-am văzut. Dar n-am văzut în același timp nici catedrele umaniste ale marilor universități, ale guvernanților, Cătălin Dragă, că ce mare lucru spun în situația în care vremurile au fost cum au fost și sunt cum sunt, cu profesori slab pregătiți și neadaptați. Îți era greu să identifici 50-40 de profesori la nivel național, bun la biologie, bun la matematică, bun la fizică, la ce or fi fost, să îi înregistrez așa cum fac eu cu tine, să postez materialele pe YouTube și pe o platformă a Ministerului Educației Naționale, la care să fie accesibilă oricând. Nu că asta e. Ce mare lucru ar fi fost, câți bani ar fi fost, cât te costă pe tine emisiunea asta. Dar am dat cu milioane și cu milioane de euro de tot felul ca să transmite mesaje publice care nu și-au produs niciun efect, da? Și ca să năuci niște copii care acum îi plânge că n-aveau semnal la antenă, n-aveau semnal la telefon, n-aveau semnal la tabletă sau n-aveau tabletă, dar fain frumos să puteau oricând uita pe YouTube sau să puteau uita la televizor. Luam televiziunea română TVR2 sau TVR3 și puneam jumătate de zi la dispoziția școlii. Mă, dar nu-i nimic nou. Pe vremea mea și pe vremea ta era teleșcolă. Mai ții minte perioada de vacanță. Sigur. De ce vorbim? Dar nu e vorba de invenție. În schimb avem un papagal, uite, profit de chestia asta, un vrăjitor, un purtător de vorbe, care se numește Sorin Câmpianu, care este protejat de măria sa în turnul de fildeș și Claus Iohannis, care își dă cu părere, schimbă calendare, care pe fond nu a făcut absolut nimic în afară de a purta vorbe și de a cere raportări, dar care pretinde să fie crezut și creditat ca fiind, cu ghilimele de rigoare, reformator. Același lucru, între ghilimele de rigoare, și pentru mult stimabilul președinte, care în 2016 lansa România Educată, în care astăzi, chiar după un an pandemic, dar și înainte, eram în jur de 3% din PIB pentru educație. Și ăștia nefericit folosiți. Dom'le, nu înseamnă că suntem dezastru, nu înseamnă că facem neapărat, cum să spun eu, pagube majore, că suntem săraci în continuare. Dar ceea ce irosim sunt acești ani în care lipiciul tinerilor, hardul lor este gol. Și în loc să-l umplem cu pământ afânat și cu elemente care să-i ajute la descoperirea de sine pentru speranța de bine a lor și a comunităților din care fac parte, noi continuăm să rămânem robii mecanismelor, a metodelor, a curriculumilor care ne fac pe noi să ne simțim confortabili. Restul sunt povești și vrăjeni. Și ne trebuie să fim și cuminți și disciplinați, să nu avem opinii, să nu fim răzvrătiți, să credem că ce ni se spune e adevărat. Da. Așa este. Așa este. De acord cu tine, sunt 100% de acord cu tine, Dacian. Și acum, dacă tot am intrat în direcția asta a educației, hai să vorbim despre un efect, pentru că am început cu generația tânără care, am spune eu, că ne doare pe noi cel mai mult. Sunt ca noi o grămadă de părinți care ne urmăresc și care sunt în aceeași situație, pentru că nici eu nu am o speranță că în următorii, 5-6 ani, când adolescenta mea de 13 ani va ajunge probabil să facă liceul, să termine liceul, se va îmbunătăți ceva. Nu, ba dimpotrivă,
am previziuni mai sumbre, știi? Sunt așa pesimist până în măduva oaselor. Da, da, dacă tot vorbim despre situația asta dacian, hai să vorbim de o situație curentă iară, care până la urmă se leagă tot de educație. Vreau să spun că tot ce facem în seara aceasta, tot ce discutăm, se leagă de cuvântul educației și nevoia de vindecare. Sunt încântat. Și nevoia de vindecare. Îți citesc un raport pe care este public, este de acum câteva zile, se spune, apropo de situația aceasta, de ieșire din situația de criză, de relaxarea măsurilor, relaxarea măsurilor este o dorință a noastră a tuturor, vrem toți să fim liberi, să mergem pe stradă, să călătorim, îmi doresc să călătoresc, te rog să mă crezi și tu știi că și tu ai aceeași... Îți spun-o viața de dinainte. Da? Dar situația stă în felul următor. Se spune că în România, la ora actuală, sunt 13 județe în care nimeni nu mai este înscris sau nu este înscris pe lista de așteptare pentru vaccinare. Da? Și mai mult, se spune că mai mult de jumătate din populația României respinge ideea imunizării prin vaccin. Bineînțeles, mai ca să ne bucurăm, dacă putem să ne bucurăm, mai rău ca noi stau Croația, Bulgaria și Cipru. Da. Cum ți se pare ție situația asta? Aici nu mai vorbim despre copii, aici vorbim de oameni maturi. Și dacă la copii, poate hai să zicem că mai găsim copiii, sunt copii, ce facem cu oamenii maturi, maestre? Ori manipulăm, ori obligăm. Ultima așteptare irealistă, din punctul meu de vedere, pe termen optim, este să așteptăm să crească, dacă se poate spune așa, nivel de educație. Deci, repet, ori manipulăm, ori obligăm, ori, într-un mod irealist, după părerea mea, așteptăm să crească nivelul de educație. Dacă este să fie o observație importantă, în opinia mea, urmarea acestui an pandemic, fără să știm cum vor evalua lucrurile, este că el a demonstrat încă o dată cât de precară este educația noastră, cât de puțin mobilată este. Aș putea să spun cât de primitivă este, dacă vrei. Fără de ală, situații excepționale sunt situații excepționale și iată, câteva generații nu au putut să vorbească din proprie experiență. Acești 60-70 de ani de lipsă de conflicte militare esențiale, acum vorbind în spațiile de 1000 de factură, nu? Unde nenorociții se bat de 10 de ani iarăși, au arătat că, domnule, cele mai multe societăți au ignorat, au uitat, voit, mai mult sau mai puțin conștient, că în viață pot apărea situații extraordinare, care necesită comportamente și abordări excepționale, extraordinare. Și acum vorbim de una din domeniul medical. Putea să fie și o situație militară, putea să fie o situație de cum a fost la americani, la 11 septembrie, putea să fie un cutremur, putea să fie o inundație, putea să fie ceva, nu știu, un meteorit care cade pe pământ. În cultura noastră, aceste situații au rămas în cel mai bun caz la nivelul de filme. La nivelul de filme. Adică, ai văzut o vreo de asta? Nu? Adică, încă noi venim dintr-o anumită generație. Eu am făcut pregătire militară ca și tine, am făcut armată ca și tine. În a 10-a făceam trageri cu armament ușor, în clasa 10-a, în a 10-a mergeam la muncă patriotică. Mă rog, n-are rost, suntem deja dinozauri, n-are rost să mai povestim, că deja mă povestim, nu, nu. Mă rog. Bun, și atunci mă întorc. Este clar că, dacă ar fi să fie o lecție din punctul meu de vedere, ar trebui introduse în ce curicule vreți dumneavoastră, spun, iată, o curiculă familială și o curiculă, dacă vrei tu, formală, instituțională, comportamentul în situații excepționale. Comportamentul în situații excepționale. Să le reamintim oamenilor în viață, pot apărea asemenea situații și în asemenea situații nu vă speriați, comportamentul oamenilor, a indivizilor și a grupurilor, a comunităților, se modifică. Dacă nu știi aceste lucruri, nivelul de frică, nivelul de anxietate, nivelul de depresie, chiar nepriceperea în realizarea anumitor măsuri este la cote foarte înalte, cu efect direct asupra supraviețuirii tale ca individ, ca și familie, grup sau comunitate și cu reducerea consistentă a posibilităților de a depăși acea situație excepțională. Deci, iată, acest lucru ar trebui să se realizeze la nivel de familie, la nivel de, iată, școală, dacă vrei, și instituții. Faptul că toate aceste structuri au fost surprinse
arată cât de puțin educați am fost în domeniul acesta. Nu am fost Israel să realizăm că poate să vină ceva de deasupra și trebuie să ne ascundem și avem buncăre. De asta am făcut recepții la case care trebuiau să aibă pivnițe sau adăposturi, dar s-au recepționat fără adăposturi pentru că au zis că de ce să mai cheltuiască. Am găsit de cuvință să râdem de unii ca și mine, care mă asum o poziție din cultura generală oricum extremă, să am în permanență posibilități de supraviețuire, apă, hrană și măsuri de protecție pentru 7-30 de zile pentru mine și membrii familiei mele, dar e ceva normal și în Israel, e ceva normal și în Elveția, fiecare individ are rucsăcelul lui de intervenție. De asta știu că am citit și că am și descoperire că într-o situație de conflict, pe exemplu, sau într-o situație de urgență, dincolo de apă, aer și hrană, mobilitatea devine o chestiune esențială, că nu e așa că fug din calea războiului că vine acum. Nu-i, domne, că nu mai circul cum circula înainte. Bă, sunt filtre pe drumul, drumurile sunt blocate, drumurile sunt distruse. Nu e așa cum crezi. Mă duc la mamă, la țară. Păi nu e așa. Știi? De asta nu mai poate părea comic acum, sigur, într-un alt context. Cu studenții mei vorbesc în primele ore, îi întreb cât e costul vieții lor, știi, și îi îndemn să-și facă buget. Și pe primul element pun aerul. Am mai discutat chestiunea asta. Ei, acum realizăm cât de mult contează o gură de aer sănătoasă, fratele meu. Și nu mai poate părea o glumă să zici, știi, am o mască de protecție chimică de nivel 3. Ai, o să zic, bă, dar ce am, bă, te-ai uitat, mă, la multe filme, lasă-mă, măi, cu chestia asta. Bă, tu crești ce vrei, dar s-ar putea pâine să fie, sperăm să nu fie, să fie nevoie să-ți cumperi pâine din colț sau să-ți iei ceva și să nu fii sigur pe calitatea aia lui pe care respiri. Nu vezi în ce lume zăpăcită și nebună trăim. Știi? Așa e. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că trebuie, hai să spun, reabilitate, reintrodusă. Și dacă vrei tu smart formulată, această noțiune de educație pentru situații de urgență, care, iată, a fost foarte deficitară, și nu vorbesc, din păcate, doar la nivelul omului de rând, vorbesc chiar și la nivelul celor la care avea pretenții. Am mai dat exemplul ăsta și mă rezum aici. La început, dacă îți mai duci aminte, nu puțin medici spuneau, nu ne-a spus nimeni cum să ne protejăm. Imediat trebuie să te întreb dacă ești cât de cât mobilat intelectual. Dar ce școală ai făcut dumneata, doamnă sau domnule, în contextul în care nu ai fost educat, format la un nivel obsedant cât privește măsurile de siguranță, în contextul în care dumneata desfășori oricum o profesie de risc sporit cât privește riscul de contagiune cu factorii agenți patogeni? Dar ei au făcut o școală de slabă calitate. Ei n-au fost crescuți de profesori universitari cu obsesia lucrului ăsta. Probabil ți-am mai spus, dacă nu ți-am mai spus, de foarte puțină vreme, înainte de pandemie, am avut o tristă experiență, dar relevantă, pentru, mă rog, un apropiat a avut nevoie de un consult și nu se putea deplasa, am adus o cunoștință medic. Și la consultant, medicul a fost amabil, niște oameni pe care îi stimez de o parte și de alta. A fost nevoie de o investigație și de un consult în jurul unei rane, ca să zic, oarecum deschise. Prietenului meu. Și medicul care a venit, de asemenea o bună cunoștință, nu s-a spălat pe mână nici înainte și nici după ce l-a consultat. Asta era înainte de pandemie. Nu vreau să fiu fățarnic să spun, dar puțin din scorul pe care l-avea în fața mea a scăzut. Scorul i-a scăzut. Nu pentru că îl verificam eu, pentru că băbește știu că atunci când ai de-a face cu o zonă posibil purtătoare de agenți patogeni, mai ales de un individ bolnav cu o vulnerabilitate imunologică înaltă, noțiunile de igienă devin odată mai necesare și mai stricte decât într-o altă situație de viață. Dar asta e. Ăștia suntem. Deci, Dacian, am observat pentru că pe lângă, revenind la statistica aceasta, o mare parte sau o parte din statistica asta este de asemenea foarte prezentă și în mediul medical, adică oameni care sunt cadre medicale, absolvenți de facultăți și care se găsesc în zona aceasta a sau profesor, refuzului. Sau și chiar, profesor. A refuzului, știi?
Cătăline, dragă, iarăși de educație. Eu știu de tehnologia ARN, eu, Dacian Paladi din colțul țării, e adevărat un tip curios și studios, să tot fie vreo 10 ani. De vreo 10 ani. De vreo 10 ani, pentru că citesc și mă preocupă. Dom'le, nu spun că stăpânesc ARN-ul, nu spun că sunt expert în chestiunea asta, dar știam că există. Știam că să fac anumite testări, știam că se lucrează cu această tehnologie, inclusiv în domeniul vaccinurilor și așa mai departe. Motiv pentru care nu fac parte din categoria celor care ușor înghit informația experimentală. Domnule, adevărat, este o tehnologie relativ nouă. Este adevărat că această tehnologie nu a fost folosită, din câte știu eu, până acum, pe zeci de milioane și sute de milioane de persoane. Este adevărat. Dar e incorrect să spui că de ea nu știe nimeni nimic. Nu e adevărat. Există, se lucrează pe ea de 10 ani. Dacă e mult sau mai puțin, asta e de judecat. Al doilea lucru, când ai habar de o asemenea chestiune, îți realizezi că ești într-o situație excepțională și realizezi că cel puțin până acum, cel de sus a îngăduit niște metode de prevenție, de protecție și iată chiar o soluție chiar și parțială. Greșesc? În sensul în care avem câteva state care, aplicând anumite măsuri și anumite comportamente, au reușit să facă dovada că se poate depăși sau se pot depăși elemente de vârf cu salvarea vieților omenești. Da? Corect? Avem deja câteva exemple. Israelul, Anglia sau țările cele care chiar o viteză. Dar noi avem jumătate care încă să mai gândește ce să facă. Avem academie care lipsește din spațiu public, universități care lipsesc și, atenție, avem și biserici, altare și amvoane de la care lipsește acest mesaj. Ai auzit tu pe cineva expres să îndemne oamenii la vaccinare? Nu, n-am auzit, nu am auzit. Nu, și tocmai asta vreau să... Vreau să mergem și în zona aceasta, pentru că, până la urmă, biserica cred că este locul unde ar trebui să se facă educație, poate cea mai bună educație, cea mai de valoare de educație. Educația acolo, de fapt, a și început, în cadrul bisericii, pe lângă biserici. Primele școli, primele locașuri unde s-a învățat citirea, scrierea, au fost bisericile. Unii continuă să facă, unii continuă să folosească cărțile sfinte ca fiind capătul de fire al educației și cunoașterii, cum sunt evrei. Trebuie să recunoaștem. Știi, școlile lor ultra-ortodoxe încă folosesc ideea, înveți să scrii și să citești și să gândești studiind Cartea Sfântă. Exact. Talmud, în cazul lor, cele cinci cărți. A fost o iluzie, Cătălin, dăm voie să fac o corecție aici. O corecție, nu ca să trag eu concluzii, ca observație. Cred că onest lucrurile stau în felul următor. Și tu știi mai bine decât mine, ai o viață și o experiență și o prezență în comunități, cel puțin în comunități evanghelice, ceva mai mare decât mine. Ne-a plăcut să afirmăm că facem educație, dar de fapt am făcut doar un anumit fel de educație. Ne-a plăcut să afirmăm că ne place educația și susținem de educația, dar de fapt am făcut dominant un anumit fel de educație. Iar acel fel de educație, în multe situații, pe motive multe și discutabile, a exclus un alt fel de educație. A exclus. Au fost vremuri în care s-a spus, n-aveți nevoie de cărți, n-aveți nevoie de informații, de radio, de televiziune, de internet, Biblia vă dă răspunsul la toate întrebările, nu trebuie să știți mai multe, nu vă chinuiți, nu vă obosiți. Ba mai mult decât atât, dacă faceți lucrul ăsta, riscați să vă rătăciți și decât să vă rătăciți, mai bine stați și vă ascultăm ce vă spunem noi. Mergeți la școală, dar nu prea mult. Eu am cunoștințe în care i-au spus părinții din familie, că or fi fost de ce latură și de numărațiune, nu-i cazul, nu-ți obosi tu capul cu lucrurile astea. Au fost asemenea vremuri, pot părea incredibile. Efectele acestor chestiuni răzbat și până astăzi. Și îți confirm că încă întâlnesc multe familii, mulți tineri, care n-au televizoare în casă și fac din chestia asta un element de mândrie. Care n-au văzut un film în viața lor, un film artistic în viața lor. În viața lor. Care refuză să se uite la documentare pentru că spun că sunt manipulate și că e diavolul în spate. Încă în secolul 21 în România, în mediul creștin, în general vorbesc, crede-mă că există
nu puține asemenea abordări. Domnule, să o spunem deschis. Numai educație nu e asta. Eu nu spun că trebuie să sari și să îmbrățișezi, să te arunci în piscina a tot ceea ce se autodefinește cunoaștere. Nu spun asta. Dar consider nesănătos, lipsit de înțelepciune și, dacă mă întreb, chiar trist, comportamentul celor care ignoră a privi din perspectivă biblică, nu schimbăm nicio slovă, niciun cuvânt, posibilitatea de a pricepe atât cât îngăduie Domnul din măreția și complexitatea creației Lui. Nu înseamnă că dacă te uiți și vezi din ce perspective au încercat să înțeleagă seminii tăi, ești mai puțin credincios. Crede-mă, din câtă știință și cultură am și cercetare văd, nu fac decât să mă mir, să spun ce mare ești, Doamne, fantastic, extraordinar, teribil. E copleșitoare creația. Și există puncte și momente de echilibru și de înțelepciune sub condiția să te ții în egală măsură de cuvânt. Deci reține. Într-o societate de felul ăsta e și mai complicat și și mai solicitant să rămâi un copil al lui Dumnezeu. Pentru că ai mai multe de muncă. Pe de o parte trebuie să rămâi legat în cuvânt, pe de altă parte trebuie să trăiești și să rămâi suficient de bine ancorat într-o societate plină de informații. Dospește de informații. Unele adevărate, altele false, unele manipulate într-un sens, altele manipulate în alt sens. Dar de la învoane s-a predicat foarte mult conceptul izolării. Și într-o anumită măsură îl înțeleg. Acum plătim și acest preț al izolării, care s-a transmis prin generații. Și trăim în falsa paradigmă să ne considerăm educați, dar de fapt să nu. Știți ce zic? Sau să fim mai puțin educați decât credem. Și această chestiune risipește ceva. Știi ce risipește? Risipește descoperirea și punerea la lucru a darurilor și a talanților pe care Domnul i-a așezat în fiecare dintre noi. Și eu îți spun că la 51 de ani, vârsta pe care o am, încă mai descoper daruri și talanți și nu mă aștept să îmi termin viața atâta cât va fi, convins fiind că am descoperit pe toți. Știi ce zic? Dar asta ar fi presupus ca Dalea Anvoane, spre exemplu, că vorbi de chestia asta, să nu se mai ceară tinerilor să știe ce vor în viață la 18 ani, că nu e normal. Un tânăr la 18 ani nu are cum să știe ce vrea în viață și nu are cum să știe cine îi. Și nu poate să-i spună nici mama, nici tata, nici preotul, nici păstorul, nici profesorul. Toți ei trebuie să fie niște grădinari, că tot vorbim de educație, care înseamnă creștere, cultivare, trebuie să fie niște grădinari care să afâneze pământul, să-i dea îngrășământ și să-i dea, dacă e cazul, și parul de susținere a tinerei plante care începe să iasă în viață. Fără să-și propună unde să-l ducă. Atenție, foarte important. Mă întreabă ce o să facă fiica mea, ce o să facă fiul tău. Răspunsul concret este nu știu. Dar bine, dar nu te interesează? Nu vrei să știu? Păi ce să-i spun? Îi spun, măi, eu la 51 de ani mă descoperi. De ce să am eu pretenție de la fiica mea de 14 ani să știe cine e și ce vrea în viață? Sunt chesti normali? Nu-i normal. Nu fiți fățarnici. Da. Așa este. Da, frate Cătălin. De acord cu tine, dar ce-am câteodată pretențiile acestea sunt prea mari pentru niște copii până la urma urmelor, care sunt oricum debusolați și vai de mama lor, nu știu de ce încotro s-o ia. Dar totuși, vreau să spun următorul lucru și trebuie să vorbim și despre aspectul ăsta. Un om care nu este educat, acum vorbim despre oamenii maturi, da? Despre cei de generația noastră, da, poate. Da, da. Și care, da, de-a lungul timpului i-au fost dictate așa la ureche tot felul de sfaturi dintre acestea, cu ghilimele de rigoare, prețioase. Nu fă aia, nu fă aia, nu-ți trebuie. Las că are Dumnezeu, da, grijă. Omul acela în timp, da, devine, să spunem, gol pe dinăuntru din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al pregătirii și este, a spune, contextul ideal ca informația aceasta care circulă, apropo, trăim într-o eră a informației la cote maxime
și care circulă fără, fără control. Trebuie să recunoaștem că, deși da, internetul da, este până la urmă un mediu controlat, multe, multe probleme în comunicare, multe informații false, multe lucruri și da, chiar să spunem mesaje care afectează grav viața unora, circulă și oamenii le înghit, pentru că numai o, turnesolul acela, propria educație care să verifice, știi? Să treacă prin sita ce... Ei n-au exercițiu gândirii critice. Ei n-au exercițiu demersul intelectual de căutare, de discernere. Nu e așa că, cum să spun eu, munca intelectuală nu e simplă. Și în multe tehnici de manipulare se pornește tocmai de la ideea asta. Oamenilor nu le place să gândească. Ca atare nu-i obosi. Dar asta înseamnă că îi transform de fapt în niște destinatari controlați și precontrolați. Știi ce zic? El, iar în mediile creștine și nu numai creștine, în mediile dogmatice, doctrinare, de care în natură or fi cu multele nuanțe de rigoare, există un mecanism, cum să spun eu, teribil de, de puternic. Iar acest mecanism înseamnă tot raportarea la o perspectivă unică, absolută. Și asta înseamnă că totul gândim din acea perspectivă, lucru care nu e greșit prin sine. Dar acest lucru nu exclude gândirea, observarea, nu exclude gândirea critică. Nu se poate să fii un autentic creștin dacă n-ai semne de întrebări. Dacă totul ți-e clar, dacă ești totul lămurit, ceva nu-i bine. Chiar nu ești după cuvânt. În loc să cunoști în parte, ajungi să cunoști totul acum. Nu există exercițiu îndoielii. Îndoiala este pusă deoparte. Nu ai voie să te îndoiești. Și aceste chestiuni, iată, n-au cum să se potrivească cu o viață intelectuală care prin sine pune întrebări. Care, cu o viață de structură științifică care prin sine cercetează, experimentează. Pune o picătură, vezi ce se întâmplă. Pui două picături, vezi ce se întâmplă. Crezi că apuci problema de dincolo, dar de fapt ea se apucă și de dincolo. Iar în situația în care nu ai acest exercițiu, care trebuie să recunoaștem, domnule, ăsta trebuie cultivat de mic, de tânăr. În felul ăsta experimentezi, în felul ăsta ajungi să te descoperi pe tine. Îți dai seama că îți prinzi mâinile dincolo, îți dai seama că asta ți-o crea plăcere, îți dai seama că activitatea asta te-a spăimântat. Din potrivă, îți dai seama că activitatea asta ți-o atras, ți-o creat o stare de bine. Din potrivă, ai văzut că ai cunoscut satisfacția reușită în felul ăsta sau chiar eșecul în cealaltă parte. E vorba de cuvântul ei, în structurile dogmatice cu pretenții absolutiste, cuvântul experiment nu există sau nu este încurajat. Și ca atare nu are cum să fie compatibil cu noțiunea de educație într-un anumit sens și o anumită configurare. Nu ești îndrumat să gândești prea mult, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, mai există stimatul diferențierii. Dacă nu gândești cum gândești cei mai mulți sau dacă cel puțin nu dai impresia că gândești cum gândești cei mai mulți, te pus la colț. Știi ce zic? Și sigur, avem de numărate perspective doctrinare și dogmatice care fac ca acest aspect, cum să spun eu, să fie argumentat într-un fel sau altul. Dar vorbește între patru ochi cu frați și surori în credință, pot să spun aproape de orice denominațiune, să nu crezi că e valabil la creștin, să nu ne simțim atacați, și vei vedea că au multe întrebări pe care le țin în ei și pe care, cum să spun eu, le afectează viața, dar nu le scot la suprafață de teamă, dar nu crea, cum să atrage atenția asupra lor. Eu zic că știi ce trebuie să faci într-o asemenea situație? Să te rogi Tatălui Ceresc să-ți dea înțelepciunea pentru a discerne de întrebările folositoare și nefolositoare și în același timp să fii într-o măsură și mai mare ancorat în cuvântul lui. Știi ce zic? Nu e un demers simplu. Hai, între formulele astea oamenii aleg să primească atunci interpretări care se livrează, să adopte comportamente conforme de suprafață și realitatea este că care este viața lor, ce este în inima, mintea, duhul și sufletul lor, numai Domnul știe. Dar așa nici e. Pe de afară nu dau flori. Știi ce zic? Nici pe de afară nu dau flori. Știi? Așa este. Așa da. E, Dacian, de acord cu tine și, și aici, și la capitolul ăsta avem nevoie de vindecare prin educație, să facem lucrul acesta. Amin, să lucreze, Domnul. Așa este. Dacian, ultimul punct din seara aceasta al discuției noastre, tot o componentă a educației,
Toată săptămâna trecută presa din România a ținut, să spunem așa, în prima linie, pe, în prime time și în breaking news, știrea aceea cu ursul Arthur și cu relația noastră cu invadatorii din străinătate. Și tot așa, plecând de la tine, am văzut că ai postat la un moment dat un raport, o statistică de la Institutul Național de Statistică despre numărul de români care lucrează la companiile multinaționale. Se spune că peste 28 dintre salariațiile din companie din țară erau angajați în multinaționale cu capital străin și subsemnatul. Cu capital german. Bineînțeles, printre altele mai sunt... Al doilea mare angajator la România după instituțiile statului, da. Exact, este... Mai sunt pe lângă asta Franța, Italia. Și ideea aceasta m-a adus în zona aceasta a relației pe care noi românii o avem atunci când ne raportăm la străini. Știi că de obicei am făcut, fie i-am demonizat pe străini, și a fost și cazul acesta cu prințul din Liechtenstein, da, pe care iar ne-am vărsat tof asupra străinilor care vin să ne ia pământul și tot așa. Da. Bun, nu ca în așa, de sunt un iubitor al naturii, al animalelor și, bineînțeles, îmi place să privesc animale, să le prețuiesc. Dar pe de altă parte, nici nu pot să mă dezic de relația aceasta pe care o avem cu companiile străine, cu prezența noastră în spațiul acesta european. Deci nici nu ne putem izola. Deci am văzut o răbufnire a naționalismului acesta la un moment dat extrem prezent, în special în social media, în care oamenii și-au adus aminte că străinii sunt răi, că străinii vor să ne ia, vor să ne subjuge, dar pe de altă parte statistica ne spune că 28% dintre români acolo lucrează. Vorbim de cei de aici, din România, nu vorbim de cei plecați în afară. Cum ți se pare lucrul acesta, relația aceasta? Și aceste tipuri de comportamente ca expresie de educație. Fac parte dintre cei care am înțeles relativ târziu, de ce să mint, asupra importanței cunoașterii istoriei, a istoriei responsabile scrise, bine scrise. Să nu crezi că nu m-a interesat deloc istoria. Dar m-am dat seama destul de târziu totuși că datorită necunoașterii unor episoade istorice importante cât privește neamul și lumea, am crezut greșit anumite lucruri în virtutea cărora am acționat la un moment dat în viață. Nu știu. Să-ți dau un exemplu așa brutal. Știi că eu vorbesc din Oradea, da? Cătălin Dragă, aproape 1000 de ani, orașul în care locuiesc și mai bine de un sfert de România, până spre Sinaia, a fost sub control austro-maghiar. Aproape 1000 de ani. O să zici, Dacian, și cu ce mă ajută pe mine chestiunea asta? Păi chestiunea asta e important să o cunoști, pentru că dacă astăzi Oradea are cerere și a să mândri că este patrimoniu Art Nouveau, de exemplu, trebuie să știm că au fost clădiri construite acum 150, 200, 250 de ani de către evrei și... Din 90.000 de locuitori în 1930, 33.000 erau evrei. Românii la vremea respectivă erau legumicultori în prejurul orașelor, micilor orașe care urmau mai apoi să alcătuiască Oradea Mare și care nu se puteau așeza în Oradea, ca să zic așa, decât dacă știau limba maghiară sau, la un moment dat, limba germană. Ei veneau cu legumele și fructele cultivate în terenul din preajma orașului și le vindeau în târgu din fața, cum ar fi în Piața Unirii, dau un exemplu. Abia la un moment dat ei au putut accesa învățământul preuniversitar și învățământul universitar în cadrul facultății de filozofie și facultății de drept, dau un exemplu. Ei, ca să aveți o reprezentare. Sau că vorbim de perioade excepționale, vă dau un exemplu, în perioada primului război mondial, nu, până la 1918, când și România, mă rog, a inclus și partea asta a Transilvania, apropo de situații excepționale, dacă s-ar fi făcut o istorie bine scrisă și înțelept, cunoscută și predată, s-ar fi aflat, pe exemplu,
că s-a introdus raționalizarea și în Oradea era 250 de grame de slănină sau de untură de porc pe săptămână pe adult, 50 de grame pentru copii și atât de kilograme de făină pe lună, dau un exemplu. Și ar fi aflat oamenii, dacă s-ar fi făcut istoria potrivită, că în momentul în care s-au retras nemții și au venit pe la noi și au triplat populația zonei, s-au înmulțit tâlhările și românii noștri nu mai ajungeau cu mâncarea recoltată din preajma orașului, că erau furați pe drum sau poate chiar acasă. Și atunci primăria Oradiei a luat armata, că atâta cât era, a împrejmuit 70 de hectare de teren a unui tip șvarț, a unui evreu și a făcut contract cu el ca el să producă, municipalitatea să păzească teritoriul și produsele acolo obținute să le vândă în 25 de magazine ale primăriei de pe teritoriul municipiului. Știi ce zic? Ar trebui să știi puțină istorie sau chiar mai multă istorie și să-ți dai seama că dacă este să vorbim de un har al Domnului pentru această țară, este faptul că ne-a adus într-un mod incredibil și miraculos din ipostaza de a fi aproape spulberată cu un guvern în exil la Iași, după ce au cucerit nemții capitala, și mai apoi, la câteva luni, să ajungem cu teritoriul mărit aproape de 2 ori jumătate și cu o populație aproape dublată. Ăsta e har, dar lucrurile astea trebuie să le știi. Trebuie să știi în același timp că, spre exemplu, n-a fost niciodată nimic românesc în Dobrogea. Nici acum, nu știu dacă mă înțelegi. Asta e pur adevărat. Sunt dobrogean, cunosc. Fratele meu cunoște despre ce vorbesc. A fost un episod istoric în care România nu a întrebat-o dacă vrea sau nu vrea, o primit bucățica asta lipită. N-are rost să fim fățarni. Despre ce vorbim? Și ce zic? S-au străbunit cu copiilor mei din partea soției, a venit din România de Nord, unde era Cernăuți și zona respectivă, în exil în România, când li s-o dat termen, aveți o lună să plecați dacă nu se schimbă situația. Despre ce vorbim? Dar trebuie să cunoști lucrurile astea. Altcumva riști să fii victima manipulării unui naționalism deșanțat. Iar dacă nu le cunoaștem aceste lucruri, este pentru că familiile, adulții nu le-au cunoscut sau nu le-au prețuit cum trebuie, școala nu le-a predat cum trebuie, e foarte important, nu le-a predat cum trebuie. Știi ce zic? Și nu au construit temeine ca această cultură, domne, cultură. Acest lucru nu mă face să mă simt mai puțin român, chiar cu numele meu ciudat pe care l-am. Dar acest lucru te ajută să-ți descoperi propria identitate. Identitatea ți-o descoperi în momentul în care descoperi ceea ce nu ești. Știu sigur că nu sunt maghiar. Îi iubesc, prietenii mei sunt maghiar, n-am problemă, dar sigur nu sunt maghiar. O simt în sângele meu, în vena mea, în gândirea mea. Sigur nu sunt evreu. Dar am reprezentarea gândirii evreiești, respect comunitatea evrească și avem foarte bune relații. Și, cum să spun eu, ne vedem ca și toți creația Domnului, nu se discută și suntem mulțumitori unii pentru ceilalți. În egală măsură, iată, prețuiesc și pe frații musulmani. Îndrăznesc să spun chestia asta. La Timișoara, unde sute de tineri și de adolescenți sau de adulți nenorociți stau în case abandonate. N-am văzut nicio biserică creștină zdravână să se ducă să le dea de mâncare. Este o asociație, s-ar putea să fie o biserică evanghelică. Nu vreau să mă grăbesc. Dar datorită, cum să spun eu, culturii de genul noi și ceilalți, de fapt nu suntem educați. Da, Așa înțelegi este. pe linie dragă. Așa este. Istoria nu a fost și nu este prețuită, nu a fost și nu este integrată într-o construcție înțeleaptă, inteligență, în ceea ce privește infrastructura omului, de trai pentru sine și pentru ceilalți. Iar acest lucru este de arătat cu degete. Datorită acestei triste realități, trebuie să arătați cu degete academicienii, profesori universitari, școlile, toate generații care au făcut ca acest lucru să fie trist reconfigurat. Scuză-mă, scuză-mă. Nu, e foarte bine, Dacian, de acord cu tine, deci suntem deficitari și la acest capitol al educației. Haideți să vorbim în încheiere acum să terminăm cu o concluzie apropo de vindecare. Avem nevoie de Da. vindecare. Educația ne poate vindeca, în primul rând, să înțelegem istoria, să înțelegem educația în biserică, da? Cuvântul lui Dumnezeu și apoi, bineînțeles, să ne raportăm la situații de criză. Că cu asta am început. Situații de criză, situații Da. excepționale,
fiind educați, le putem înțelege și mai mult trata. Știm cum să ne comportăm. Bineînțeles, poate nu vom ajunge vreodată cum e Israelul astăzi, dar cel puțin ne putem apropia, poate știu, poate peste o generație, poate peste două generații. Zic că generația noastră e deja setată. Nu știu dacă ne mai schimbăm pe noi la 50 de ani, ne mai... Dar Dumnezeu cu mila, dacă ne-a ținut până acum, tot El ne va ține și în continuare. Dar vreau să spun următorul. Da, o secundă. Da. Spune, vreau să spun. Ne gândim totuși la copiii noștri. Cred că datoria față de copiii noștri e o datorie sfântă, o datorie divină pe care o avem, un mandat pe care îl avem din partea lui Dumnezeu. Și trebuie să ne asigurăm că dacă noi poate n-am avut de contextul acesta ideal, nu poate n-am citit istoria aia bine scrisă, nu am fost educați să răspundem sau să ne comportăm la situații de urgență, poate copiii noștri vor avea această poziție sau copiii copiilor noștri. Câteva comentarii, Cătălin Dragă. Nu fac parte din categoria celor care consideră că nimic ce se întâmplă în țară nu e bine. Nu. Eu zic că în România s-au întâmplat și se întâmplă încă multe lucruri bine și cred că suntem o nație care nu stă pe loc, cu toate imperfecțiunile astea de care îți povestesc. Imperfecțiunile astea de care îți povestesc eu, în mod sigur, ar fi putut evita risipa unor calități, a unor atribute, a unor daruri și talanți care, din păcate, au rămas nefolosite sau puțin folosite de către indivizi și de către comunități. Deci, iată, fac parte din categoria celor care spun că societatea românească nu stă pe loc, nu se discută chestia asta și sunt convins că există încă multă potențialitate în tot ceea ce reprezintă fiecare individ, oricât de mare ar fi în tabloul ăsta României, cât privește mersul spre mai departe. Sunt convins. Al doilea lucru. Nu cred că generația noastră nu mai poate să facă nimic. Eu mă consider la 51 de ani, cu modestia de rigoare, un tip în evoluție. Nu mai pot să fac ce făceam la 40 și la 30. Am trecut de culmea vieții, este foarte adevărat, dar mărturisesc că sunt preocupat constant să mă descoper, să văd, să experimentez, să înțeleg și mai ales să folosesc, să pun la bătaie și să trăiesc eu și familia mea din darurile și talanții de cel ce de sus așezați în mine. Dom'le, o fac cu viteza potrivită la 50 de ani, o fac cu nuanțele respective, n-am uitat să râd, mai râd și de mine, mai râd și de context în sensul respectuos al cuvântului, în sensul bajocoritor de cineva. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă este să trag totuși să fac o remarcă la generația noastră, domnule, să fim cu frică de cel de sus și să nu uităm să trăim, prețuiesc fiecare clipă mai mult decât în alte dăți când nu eram conștient de ea. Cât privește generația tânără? Da, trebuie să le transmitem pe cât putem, într-o formă mult mai pricepută și mai solicitantă decât în alte dăți, ceea ce noi am descoperit atât cât am descoperit. Trebuie să le transmitem chestiunea asta. Dar să nu uităm că Dumnezeu a rânduit ca ei să aibă aproape în orice un profesor cu ghilimele de rigoare alternativ. Un profesor alternativ, cu plusuri și cu minusuri. El, acel profesor, este alcătuit din mai multe piese, YouTube, rețelele sociale, de care natură or fi, și accesul la informație în ce formă o fi prelucrată. A ignora acest lucru, a spera să-i ținem departe de acest profesor, nu este nici corect, iar dacă ne facem frică că vor fi ușor sau periculos posibil deviați de la cele sănătoase, trebuie să ne asigurăm că noi îi educăm și îi formăm atât cât e depinde de noi în ancora sănătoasă a vieții. Ieri pe vremea asta, frate Cătălin, mă ajutam copilul să facă o temă la muzică și ceea ce nu înțeles la școală, mi-am uitat pe reale pe YouTube și am înțeles. Întrebarea este, mai am nevoie de profesor de muzică? Răspunsul este, depinde. Dar vrei să spun, așa am făcut și la matematică. Dar vrei să spun, așa am făcut și la fizică. Și acum să fiu fățarnic, să spun că vreau educație ca înainte. Rețineți, nu vreau educație ca înainte. Ați ratat momentul să reformați chiar și parțial educația datorită faptului că nu sunteți curajoși și că aveți interese politice mai înalte decât preocuparea valorificării calității și darurilor copiilor. Sunteți egoiști, șmecheri și manipulatori.
Nu vreau să terminăm așa. Nu. Nici eu n-am vrut. Da, nu e nicio problemă. Trăim cu speranța schimbării și să nu uităm că Dumnezeu ține în mâna Lui universul acesta și viețile noastre. Așa și este. Trăim cu nădejdea aceasta a schimbării și a noastră și bineînțeles a copiilor noștri. Dacian, așa. A fost o încântare. Te rog să primești mulțumirile mele și urele mele călduroase de aici, de la București. Aștept cu nerăbdare să ne revedem, să fim iară față în față, să stăm de vorbă și apoi să mai depănăm din lucrurile pe care bucuros Dumnezeu ni le-a pus. Onorabilă invitație. Bucuros de revedere, onorabilă invitație. Cu nădejdea în Domnul că ne vor revedea și vom ști să-i slujim potrivit voii Lui în cele de El puse înainte. Amin. Mulțumesc foarte mult. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!